această seară, în bucuria de a deschide la Galeria Veronichi expoziția Gabrielei Cui. Nu este prima expoziție acestei tinere pictorițe pe care o deschid. Este, cred, unul dintre momentele în care căutările în propria subiectivitate, căutările, explorările în relațiile dintre sine și lume, care au condus la concluzia că această dihotomie între subiect și lume este de fapt ficțională, iluzorie, că trebuie să ne gândim ca aparținând și implicându-ne ca una și aceeași realitate, nu ca două realități separate. Și desigur, conduc toate acestea la procesul metaforizării în imagine picturală, la acele explorări în atelier. Explorările asupra sinele, explorările asupra realității, explorările asupra metodelor picturale. Gabriela Curic propune o temă, o temă foarte prezentă în arta europeană de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei sale, aceea a confruntării dintre lumină și umbră, temă esențialmente picturală și în același timp temă fundamental filosofică. Modul în care propune această temă, oarecum eufemizată în relația zi-noapte, este un mod de a anula, într-un fel, conflictul și tensiunea dintre aceste două ipostaze ale relației noastre cu lumea și de a instaura acel tip de experiență între care atât aportul unei relații senzoriale, am spune chiar senzuale cu lumea, și acela unui imaginar presant, amândouă funcționând sub imperiul afectului, reușesc să contureze acea tensiune. Acea tensiune care la rândul său nu este decât un mod de unitate dintre imaginar și real, dintre ceea ce este pânditor, negativ, undeva în profunzimile noastre și ceea ce este luminos, echilibrat și solar, chiar dacă niciodată lumina solară, acea lumină intensă și care distruge forma, dacă nu o accentuează în neplinătatea și în aciditatea ei, nu apare ca actat. Lumina pe care o pune în acțiune și aceasta cu foarte subtile efecte de suprapune și de iluminări progresive ale imaginii și umbra pe care o pune în acțiune, care este o umbră țesută din opacități și transparențe, sunt calități întâi afective, întâi imaginare și abia ulterior realități ale imaginii, ale imaginii picturale, realități artistice. Dar, de fapt, tot acest proces îndelung de explorare are ca finalitate și ca finalitate asumată
această expresie plastică, această expresie picturală. Există întâi o evoluție care s-a făcut fără un program intenționat, spune artista, de la, am spune, o replică, o anexare mai precisă față de realitatea vizibilă, deci realitatea care trăiește în lumină. Această expoziție abordează cam un militantos care permite desigur și transparența a ceva Thank you.